Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 5-12 noiembrie pentru Zodia Capricorn, luna sau ascendentul Zodia Capricorn. Haideți să vedem ce va veni în viața dumneavoastră în această săptămână, ce va fi și cum va fi această săptămână pentru voi, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, Zodia Capricorn, luna sau ascendentul Zodia Capricorn. Haideți să vedem pentru Zodia Capricorn. Primul card pentru. Au ieșit două. Șase de monede cu îndrăgostiții. Văd o relație cu. O relație de iubire. Zodia Capricorn. Care se bazează pe sentimente reciproce de iubire. Adică, în ce privește. Văd un echilibru foarte puternic aici de a da și de a primi iubire. E ca și cum vă ajutați unul pe altul. Există disponibilitatea asta în ce vă privește, dar și persoana iubită. O relație de cuplu, de suflete gemene, de suflete pereche. Văd că persoana dumneavoastră va da o mână de ajutor, va fi generos în ce vă privește, veți primi bani. Văd că veți intra în contact cu semnul gemenilor, e posibil, da? Văd că trebuie să faceți și o alegere, văd anumite dubii și îndoieli în ce privește o alegere. Ceva veți dori să schimbați ceva în viața dumneavoastră, văd o schimbare, o eliberare, veți înțelege că a venit momentul să schimbați ceva în viața dumneavoastră. E posibil să doriți să plecați la drum, să schimbați țara sau ceva se va termina. În ce privește planul financiar, e posibil. Sau ceva în relația dumneavoastră, veți avea așa o iluminare, un gând, sau vă veți da seama că ceva trebuie să se termine și să o luați de la zero cu persoana iubită. Pentru că ce ați clădit până acum nu a fost pe o bază solidă. Și e posibil să cadă ceva acolo, să aveți obstacole și va trebui să reconstruiți împreună cu persoana iubită în această săptămână, da? Sau noi idei, sau în ce privesc drumurile dumneavoastră, văd obstacole. Văd că ceva se va termina, o schimbare, o eliberare. Vă veți elibera de anumite constrângeri, da? Sau veți înțelege ceva anume, că trebuie să faceți o schimbare importantă cu persoana iubită. Haideți să vedem următorul card, 10 de bețe, foarte multă muncă, foarte mult stres pe umerii dumneavoastră, e un dezechilibru aici. Este un dezechilibru. Veți termina ceva, o etapă în viața dumneavoastră se va termina, un ciclu, ceva veți termina în această săptămână. Dacă aveți nevoie de ajutor, trebuie neapărat să cereți ajutorul la persoane din jurul dumneavoastră. Să vă folosiți intuiția Zodia Capricorn, să aveți răbdare și dacă doriți să faceți anumite schimbări în viața dumneavoastră, trebuie să faceți cu calm și să studiați bine acea schimbare. E nevoie de studiu, de aprofunzime, de calm. E nevoie să ascultați intuiția. Văd o persoană feminină înțeleaptă, cereți sfatul acelei persoane, da? Trebuie să aveți și răbdare în planurile dumneavoastră. Trebuie să vă ascultați intuiția pentru că văd un blocaj aici. E ca și cum ați fost răniți în trecut. Și de data asta veți folosi intuiția în ce privește acest blocaj. Trebuie să vă pregătiți de ceva anume. Da? Sau ceva va fi reziliat în viața dumneavoastră, se va termina în viața dumneavoastră. Ceva din trecutul dumneavoastră. Văd și protecție sau un blocaj din cauza că cineva v-a rănit. Dar până la urmă văd că veți petrece cu prietenii. Veți avea parte de petrecere cu comunitatea dumneavoastră, cu prietenii, veți petrece invitații,
Da? Dar văd aici anumite secrete în ce privește aceste schimbări. E nevoie să țineți secret pentru dumneavoastră dacă doriți să faceți o schimbare și să vă folosiți intuiția, să aveți răbdare, foarte multă răbdare în ce privește munca, că aveți multă muncă, lucrați și acasă și la muncă, foarte multă greutate pe umărul dumneavoastră. Vreau să clarific aceste cărți pentru Zodia Capricorn, lună sau ascendent în Zodia Capricorn. Cred că e nevoie să cereți ajutorul unei mame. Această mamă vă poate da o mână de ajutor, vă poate sfătui, pentru că este o persoană înțeleaptă, o femeie mai în vârstă. Sau o femeie foarte intuitivă care se ocupă de astrologie, numerologie, tarot. E posibil să cereți sfatul acelei femei. În ce privește acest stres care îl aveți, de acea oboseală, aveți nevoie de odihnă și de multă răbdare, de înțelepciune. Haideți să vedem. Ok, 6 de monede. În familia dumneavoastră văd foarte multă generozitate. Veți face investiții în ce privește familia sau casa dumneavoastră. Veți investi foarte mult timp în familia dumneavoastră. Veți fi ajutor echilibru și vă veți ajuta reciproc. O familie unită, o familie văd că este unită și are tot ce-i trebuie, să spunem așa, echilibrată. Văd foarte mult entuziasm în această relație de iubire, văd foarte multă inițiativă, da? Vă-ți dori să mergeți la drum cu foarte multă energie. Da, în ce privește turnul, e posibil să vă doriți să vă mutați. Să faceți un drum împreună cu familia dumneavoastră. Ceva din familia dumneavoastră. Văd o schimbare în familia dumneavoastră. O eliberare din familia dumneavoastră. Și aici 9 de bețe. Oboseala asta, stresul ăsta, e după atâta muncă care o aveți pe spatele dumneavoastră. Da, și sunteți foarte preocupați. Vă e frică pentru că sunteți răniți. Sunteți răniți după atâtea vorbe și discuții, e posibil, și după atâta stres care l-ați îndurat din trecutul dumneavoastră. Ceva din trecutul dumneavoastră, văd aici, se va închide în această săptămână. Vă veți elibera ceva din trecutul dumneavoastră și... sau e posibil să vină un nou copil în viața dumneavoastră, să dați naștere unui copil sau să aflați că va veni un nou copil și va dura încă 9 luni sau acum a venit momentul să nașteți. Sau în ce privesc proiectele dumneavoastră, în ce privesc proiectele noastre, văd o femeie foarte importantă aici, o femeie de succes, o femeie care va ști să preia autoritatea în mâinile sale, să conducă, să dea naștere la noi proiecte, la noi idei, foarte creativ, o mamă care va avea grijă de copiii ei și va trebui să aibă răbdare în această săptămână. Văd abundență, da? Și veți culege acele roade în această săptămână. Văd foarte multă feminitate și foarte multă intuiție în același moment. Văd comunicare, creativitate. E posibil să cereți ajutorul unei femei mai în vârstă. Și cineva să vă rănească, să spunem așa. Să vă rănească.
cineva să vă rănească sau prea multe idei, prea multă depresie, prea mult stres. Dar veți avea reușită de cauză, să știți. Veți reuși în familia dumneavoastră, veți petrece, veți reuși, chiar dacă va fi greu, veți reuși. În ce privește relația dumneavoastră de iubire, e posibil să fie o a treia persoană, să fie o relație de trio și acest lucru să cădeți la pământ. Da? Să nu vă așteptați. Să fiu a treia persoană. Și din cauza asta să fiți așa de stresați și de răniți. Din cauza a treia persoană și dumneavoastră simțiți lucrul ăsta și vă... Atenție, nu este pentru toți. Da? Este o etalare generală. Să luați doar ce vi se potrivește. Mesajele care vi se potrivesc. Ceva în familia dumneavoastră vă va doborâ, să spunem așa. Vă va doborâ, dar veți reuși să treceți peste. Dar e din cauza a treia persoană care se va băga sau influențe din afară. Influențe pot fi de tot felul, nu neapărat a treia persoană, dar influențele în ce privesc proiectele familiei dumneavoastră, acest lucru vă poate doborâ, să spunem așa, da? Și acele lupte să ceva să vă ferească, să vă rănească și de acolo și stresul și dezechilibru, oboseala a diferitor proiecte care veți avea, dar vreau să zic că veți avea împăcare. Deci veți reuși și veți avea împăcare. Da? Veți avea împăcare după aia cu persoana iubită, dacă vă veți certa. Dacă nu, văd că veți triumfa cu persoana iubită, veți petrece reușitele familiei dumneavoastră și văd o relație armonioasă și o relație unită, plină de iubire. Veți petrece cu prietenii. Că e posibil să vină un copil pe drum în familia dumneavoastră în această săptămână și să vină în casa noastră să petreceți. Și se va termina și un ciclu, de fapt două cicluri se va termina viața dumneavoastră în această săptămână. Și la nivel mental și la nivel de stres. În ce privesc dorințele dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendentul Zodia Capricorn. Ce vrea să vă transmită îngerii pentru dumneavoastră? Pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Oportunitatea de a ierta. Această ocazie ți se oferă pentru a putea pentru a te putea vindeca, pentru a crește, pentru a lăsa acele scheme negative, a ieși și la săgetător același lucru. Să mențin intenția de a vedea lumina și bunătatea divină în alte persoane. Te vom ajuta să lași acele gânduri și emoții și energii care până acum te-au blocat să ierți. Și noi te vom ajuta să evoluezi înspre o condiție mai superioară de pace și de compasiune. Îngerii vor fi alături de dumneavoastră în această săptămână și veți reuși să iertați, să treceți peste acele gânduri negative pentru a evolua, pentru a putea da și a primi iubire și compasiune. Am să citesc din această cărticică pentru că este important. Îngerii îți trimite această carte pentru că au notat că ești foarte obosit de o schemă negativă care se repetă în viața ta. Pentru a ieși din acest ciclu vicios, e important ca tu să lași gândurile toxice, negative, în ce privește această situație și la relația ta. E posibil să te gândești că ești înșelat sau trădat și să-ți faci prea multe gânduri. Pentru a reuși să respiri, de câte ori inspiri și respiri, să dai nouă preocupările tale, fricile tale și toată supărarea și emoțiile tale dureroase. Pentru că veți ajunge la momentul când nu veți mai putea respira, așa de greu va fi.
trebuie să respirați și să inspirați, să faceți un echilibru, să aveți grijă de voi, să nu vă îmbolnăviți. Îngerii vă spun să dați lor toată supărarea, toată preocuparea, că îi vor avea grijă, vă țin în mâini. Îngerii sunt alături de dumneavoastră și vă țin în mâini, vă protejează acești îngeri. Să ierți nu înseamnă să accepti comportamentul altei persoane, înseamnă doar că nu vrei să mai țină untru emoțiile și gândurile toxice în ce privește altă persoană. Lasă-le să plece, liberează-te de a experimenta aceste scheme negative. Liberează-te pentru a simți alte scheme pozitive în ce privește iertarea. Dacă tu vei ierta, te vei libera de orice negativitate. Să evizi să mai dai vina pe tine sau pe alții. Dacă vei lăsa să plece supărarea, vei găsi soluția creativă pentru a vindeca această situație. La situația și la relația care o trăiești, se vor naște binecuvântări ascunse. Să te focalizezi pe dorințele tale, nu pe frici și pe judecată. Oamenii mei dragi, sper că am putut să vă ajut. Vă doresc o săptămână cât mai plăcută. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, vă doresc, la revedere!